Locurile la terapie intensivă de la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșan, destinate pacienților COVID-19, vor fi suplimentate cu încă 10 paturi. Anunțul a fost făcut de managerul unității medicale. Momentan, 10 paturi sunt pentru pacienții COVID-19, 6 pentru cei confirmați și 4 pentru cei suspecți. Secția de terapie intensivă este deservită de 9 medici. A doua linie de gardă va funcționa la etajul 3 din pavilionul central, unde există deja 10 paturi dotate cu tot necesarul pentru ATI, inclusiv oxigen. Pentru a asigura necesarul de personal medical pentru noua linie de gardă, în perioada următoare se vor face și angajări.